A fost o seară magică la Ovidiu. În fața propriilor suporteri, Farul Constanța a devenit campioana Superligii ediția 2022-2023. Trupa lui Hagi avea nevoie de o victorie împotriva singurei contracandidate la titlu FCSB pentru a fi sigură de trofeu. Meciul nu a început însă deloc bine pentru constanțeni. FCSB a deschis scorul încă din minutul 8. Șut a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului. Companiu a făcut 2-0 după doar 9 minute și Farul părea învinsă. Încet, încet, băieții lui Hagi s-au dezmeticit și au început să pună presiune la poarta adversarilor. Mateu Santos a redus din handicap înainte de pauză, iar constanțenii au început din nou să creadă. Marinarii au venit de la pauză și mai determinați. Băluța a egalat în minutul 59, iar titlul părea din nou atât de aproape. De un singur gol mai avea nevoie Farul pentru a deveni campioana României pentru prima dată în istorie. Miracolul s-a produs în minutul 86, când Luis Munteanu a marcat pentru 3-2. Stadionul din Ovidiu a zguduit și fanii abia așteptau fluierul de final pentru a declanșa fiesta. Ali Bek, absent de la meci din cauza suspendării de două etape, a plâns la golul care a dus titlul la Constanța. Emoții mari a avut și Gică Hagi, omul care a făcut posibil această performanță istorică. Cred că a fost o ziua Constanței. Constanța e fericită, Dobrogea e fericită. Cred că așteptam momentul ăsta atât eu cât și toți constanțenii dobrogeni așteptăm de când ne-am născut acest moment. E bine că l-am planificat, l-am construit cu toți împreună. Fiecare are rolul lui, fiecare a adus ceva care ne-a făcut mai buni. Hagi le-a dat încredere jucătorilor și le-a spus după ce moto ar trebui să se ghideze în viață. Important era să câștigăm, să vin cei mai buni. Cum e motoul meu, m-am născut să câștig, nu să exist. Asta le transmit jucătorilor, asta ne-a zis înainte de meci, înainte să ieșim afară, că totul depinde numai de noi, numai și numai de noi. Știam lucrul ăsta, le-am transmis-o echipei. În toată această săptămână care am avut-o, pentru că știam că întâlnim un adversar care era foarte bun, că este foarte bun, un adversar care era în formă extraordinară, știam că ne aștepta un meci foarte, foarte dificil, dar știam că suntem capabili să marcăm goluri multe. Așa că am demonstrat încă o dată, am revenit cum am făcut Craiova acasă, am revenit și cu FCSB-ul, deci practic echipa asta a fost completă, tot anul a făcut un an complet. Cele mai puține înfrângeri, cele mai multe victorii, goluri marcate, un fotbal ofensiv, un fotbal de personalitate, de mentalitate foarte bună și cred eu că astea ne-au făcut să devenim campioni. Campionii României au mutat petrecerea de pe stadion la club. Hagi s-a bucurat de trofeu alături de prietenul său bun, Stere Halep, tatăl Simonei Halep. Denis Ali Bek a fost lider și la petrecere. A fost o noapte de vis pentru jucătorii Farului după un sezon formidabil.